Timp de 3 zile, sala polivalentă din Iași a găzduit o importantă competiție de taekwondo, Cupa României, la care au participat peste 1000 de sportivi din țară cât și din străinătate. Orașul nostru a fost reprezentat de luptătorii de la CS Oltenia Taekwondo, iar prestația lor a fost una excepțională. Au fost în jur de, cred că, 3000 de sportivi din aproximativ 30-40 de țări, unde a participat inclusiv campionul olimpic de pe categoria -80 la seniori și XIS. Am avut rezultate foarte bune, am avut 2 medalii de aur, una de argint și 2 sau 3 de bronz. Cap de afiș de la clubul nostru au fost Ciușnel Albert și sora mea Costea Sofie, care au reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă de pe podium. Sofie Costea a concurat la categoria -51 de kilograme, iar Albert Ciușnel, aflat la prima participare la o competiție de nivel internațional, la categoria juniori +78 de kilograme. Sletinenii au disputat meciuri spectaculoase cu adversari redutabili cu experiență. A fost o competiție destul de grea, foarte frumoasă, la nivel național, unde au participat și sportivi din Moldova și Ucraina. Eu am reușit să obțin locul 1 la categoria mea de vârstă. Meciurile au fost destul de grele. Primul meci l-am avut cu o sportivă din Moldova, al doilea meci cu o sportivă din Botoșani și al treilea tot cu o sportivă din Botoșani. Am luptat cu campionul național, fostul campion național, și cu un băiat din Moldova pe care am reușit să-l bat în ultima repriză cu un picior în cap. Ei având mult mai multă experiență decât am eu, am fost foarte mândru de rezultatul obținut, fiind și prima mea competiție de acest fel. Tot la această competiție, Andreea Mărunțelu a obținut medalia de argint, iar sportivii Maria Nistor, Albert Din, Alina Bălașa și Sidonia Stoian s-au întors acasă cu medalii de bronz. Anul competițional nu s-a încheiat pentru luptătorii legitimați la CS Oltenia Taekwondo din Slatina. Ei se pregătesc acum pentru un nou concurs care va avea loc peste 2 săptămâni de această dată în Bulgaria.